Fostul medic al casei albe, reprezentantul Ronnie Jackson, a avertizat în acest weekend că demența lui Joe Biden va face ca oamenii să fie uciși și va duce America la război. La începutul acestei luni, Dr. Jackson a cerut casei albe să recunoască demența evidentă a lui Biden și să pună capăt mușamalizării starei de sănătate precare a lui Biden. Mass media continuă să ignore declinul mental evident al acestui președinte corupt fostul medic de la Casa Albă al fostului președinte Obama, în prezent republican din Texas, trage un semnal de alarmă cu privire la posibilitatea unui al treilea război mondial. El a declarat că ceea ce el consideră a fi declinul cognitiv al președintelui Joe Biden, lucru pe care și alții l-au semnalat, aduce Statele Unite mai aproape de un război total cu Rusia. Este terifiant pentru țara noastră că Biden este comandantul nostru. El nu știe unde se află jumătate din timp și în fiecare zi ne aduce mai aproape de un război total cu Rusia și China. Declinul său cognitiv va face ca oamenii să fie uciși, a declarat Ronnie Jackson. Tot mai multe voci declară că adevăratul președinte al Statelor Unite este tot Obama, care profită de incapacitatea mentală a lui Joe Biden. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.